Și dragii mei. Fiecare om ascunde în el o lume, o biografie cu suflet. Invitatul meu de astăzi este mai întâi de toate un om bun care luminează spațiul din jurul său cu felul de a vedea și înțelege lumea. De fiecare dată mi-a oferit sentimentul că aș putea discuta cu el despre orice. Poate despre tinerețe, despre moțar, despre moarte, despre sunetul muzicii și al inimii, despre lumina din noi cât despre legătura sa cu Dumnezeu, despre cum reușește să devină trup, suflet și energie cu piesele sale, despre lumea sa unică, vom vorbi azi cu îndrăgitul artist Daniel Trifu, pentru că lumea lui nu are, nu doar ca fundal, ci și ca esență, muzica de odinioară. Bine ai venit, dragul meu, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația în această emisiune. Draga mea, bine te-am găsit și să știi că Așa, introducere minunată, și cu gust, și cu eleganță, o întâlnești rar. De aceea vreau să te felicit, să-ți mulțumesc și să te văd într-o altă ipostază, într-o ipostază serioasă, într-o altceva, în sensul că noi am făcut până acum emisiuni de show, emisiuni de divertisment. De divertisment. Da. Așa și e. acolo am văzut că ești în mâna ta. Și nu mi închipuiam că aici, la polul opus, să fii tot atât de bună, atât de profesionistă și atât de pricepută. Te felicit! Mulțumesc! Nu în emisiunea de astăzi nu o să discutăm despre mine, ci și despre tine, dar dincolo de asta, pentru că tot vezi, oamenii interpretează de multe ori sau atașează etichete cu totul altfel decât cele pe care le-ar ilustra un om obișnuit. Iar tu mă știi ca om, că sunt omul pe care l-ai cunoscut. Aș vrea astăzi să, să discutăm despre tine, Daniel. Da. Și prima întrebare pe care ți-aș ți aș propune o Uh, mai cântă cineva în familia ta? Moștenești pe cineva? Ce frumos! Ce bine m-ai întrebat! Hai să spun, în familia mea, din partea mamei, bunica din partea mamei este, cred că, cea mai bună de la noi din familie. Ea nu a mers mai departe, deoarece, în momentul când au venit ca să o coopteze de la Radio România, prin anii 50, când avea ea vreo 10 anișori, 7-8 anișori, n-au lăsat-o părinții să meargă mai departe. Erau oameni simpli, mergeau la munca câmpului, și atunci ea trebuia să rămână acasă cu fratele ei, care era mai mic. Și nu au lăsat-o ca să meargă mai departe, pentru că spun, nu că e bunica mea, îți garantez că ar fi fost printre primele soliste ale, ale acestei țări, cu doamna Laura Lavrică, sunt în aceeași an născute. Cu doamna Merișoreanu și cu toate uh, stelele de astăzi din uh, uh, Muzica populară Însă nu a avut norocul acesta a fost acceptată dar n-au -au, lăsat-o părinții O voce extraordinară un timbru cald Un timbru minunat o, o O sensibilitate ieșită din comun Bunicul meu la fel o voce bună mai puternică de la el am moștenit uh, Timbru meu puternic știi De la bunicul meu o voce puternică dar frumoasă și la el tot din partea mamei După aia Uh, o voce puternică, dar nu l-a cântat. O voce impulsivă, o are tatăl meu, după aia mama mea la fel și atunci eu cu cine să semăn, am luat și de la ăla și de la ăla și de la ăla, că tot neamul dacă e așa câte puțin de, la fiecare. Puțin de la, Ști, la fiecare ziceai puțin mai devreme despre bunica ta că n-a avut norocul eu aici aș vrea să facem o paralelă că tu ești absolvent al facultății de teologie Așa este. aș vrea să îmi spui dacă există cu adevărat termenul acesta de noroc sau îl folosim noi oameni în, în vocabularul tradițional Bi biserica nu l nu -l agrează Tocmai de aceea te-am întrebat. Da. Că zici, domnule, m-am născut, mi-a dat mama viață, sănătate, mă rog la Dumnezeu să-mi dar da, dacă n-ai firul acela de noroc, Parcă. și vrea tu să-mi lucidezi da, veți acestui Biserica nu-l nu agrează. Biserica consideră că toate drumurile noastre din această viață sunt legate de liberul arbitru, de ceea ce alegem noi să facem de consfințirea omului și de ajutorul dat din partea lui Dumnezeu când noi suntem pe drumul cel bun. Norocul Biserica îl pune în semnul norocului egal cu liberul arbitru și ajutorul lui Dumnezeu. Deci, asta ar fi definiția acestui termen. Înlocuirea lui? Înlocuirea în explicați... lui, da. Adică, vestul, liberul arbitru al părinților bunicii mele, nu au lăsat-o să meargă, voința lor, conștiința lor, nu au lăsat-o să meargă. Dar, în termeni populari, că spun sincer folclorul a fost înaintea bisericii. Oamenii au avut au existat înaintea înainte de biserica ortodoxă până atunci au fost alte divinități alte centrele religioase. E, dar în folclor există termenul noroc un dram de noroc. Dacă ai un dram de noroc. Sau cum spun muzicanții că eu vin din lumea lor? Dacă ai mir în frunte, dacă ți-a dat Dumnezeu mir, dacă ești miruit, atunci izbândești în viață. Dacă nu, poți să faci și una și alta. Că n-ai ce face. Asta este folclorul, asta este biserica. Fiecare cu argumentele lor, dar eu trebuie să le contopesc pe amândouă pentru că din amândouă fac parte. Fac parte și din biserică, pentru că sunt teolog la bază, am studiat 9 ani în domeniu și nu-mi pare rău, chiar am avut multe de învățat de acolo și din lumea muzicii, pentru că și mă trag din lumea satului, îmi iubesc satul meu, Miloșești de Ialomița, de unde vin eu, îl iubesc cu toată ființa mea, simt că acolo e locul meu, simt că în lumea, cu lumea satului mă complac, simt că lumea satului face parte din ființa mea și eu din ființa ei și suntem un tot. Ai crescut la, la țară? Am crescut la țară să știm, am jucat în, în, în țărână. am intrat în praf până la glezne și mă frigea și săream cu picioarele ca să merg mai departe pentru că uh, era ar și verii. Uh, am, am mers cu căruța tare să se ridice praful de, de nu se mai vedeau nici oamenii din curte. Uh, M-a bătut vântul, m-a bătut ploaia, am băgat fier în pământ când ploa ca să nu mai plouă. Toate obiceiurile astea am făcut caloianul, am mers cu caloianul, eram preotul la caloian. Câte și câte obiceiuri, am mers cu steaua, cu plugul, cu moșajunul, cu tot ce există în lumea rurală. Deci, pe tine n-ar trebui să te întrebi ce-ți amintește de copilărie, că tu le-ai detaliat atât de mult încât n-ai avut doar un moment care, de care-ți amintești cu nostalții. acolo e sufletul meu. Și cât de mult și-au pus amprenta aceste momente, ani copilăriei? Foarte mult și-au pus amprenta, pentru că, uite, nu mă regăsesc în generația nouă. În uh, generația, să zicem, uh, care merge odată cu evolutismul. Eu mă găsesc în latura conservatoare. Chiar stăteam și mă gândeam, păi dacă, din ce categorie fac eu parte? Din categoria progresiștilor sau din categoria conservatorilor? Tot timpul au fost aceste două categorii. Numai că progresismul a fost mai în față. Pentru că el vine cu Impactul, el vine cu nou, el vine, știu, și iar eu ca și conservatorist țin vechiul să nu se piardă Îl țin în actualitate, dar lumea îl știe deja, nouul e impactul ăla, știi foarte De aceea și muzica mea este una făcută în stilul vechi ca să nu se piardă Pentru că eu sunt foarte legat de rădăcinile mele De asta, de asta îți răspund ție la întrebare și spun că foarte mult mai influențat Copilăria mea, pentru că eu acolo, între bunici, între oameni simpli, în lumea nealterată, neschimbată, neîndoielnică, acolo am crescut. Și de acolo mi-am tras uh, învățămintele. Și nu pot să o las să se piardă și încerc să o duc cât pot mai departe. Cât de frumos ai vorbit despre asta. Care sunt cele mai deprețami amintiri ale adolescenței de data aceasta? Cele mai importante. Ei, mai în care e cel mai important lucru om? care s-a schimbat în tine? în adolescență se transformă omul și ce mi-a venit prima în minte, pentru că asta e cea mai importantă, ce îți vine imediat cum mă întrebi, ăla este adevărul, știi? A, că vrei tu să-l ocolești și să spui altceva, e partea a doua, dar ce îți vine ca un fulger, ăla este. Și atunci eu spun ce mi-a venit ca un fulger în minte. În timpul adolescenței au apărut marile iubiri. Știi cum sunt iubirile alea de adolescent, alea pătimașe, Alea, alea care sunt cele mai uh, drastice. Pentru că dacă nu rămân, e o suferință enormă. Eu am experiență, știi cât, cât lumea, de iubiri din adolescență. O întrebare aș avea, ca o paranteză și te las să continui asta. Există omul să se nască și să nu întâlnească iubirea asta profundă, oare? Să știi că eu am mai întâlnit. Și, domnule, nu am noastră? fost dat peste cap. Cum mă că eu am fost, de... am căzut și m-am ridicat de nu știu câte ori. Și acum spune-ne. Deci. Cum ai căzut și cum te-ai ridicat. M-am îndrăgostit prima dată, exact când am început adolescența, pubertatea, pe la 13-14 ani așa, de o colegă din școala generală. Ne întâlneam după ore și stăteam singuri în clasă și vorbeam. Mă, dar eram în costilul ăia. Îți spun cu mâna pe suflet. Eram terminat. În momentul când venea... Cum o chemă? Andreea. În momentul când venea vacanța de vară, nu ne mai vedeam, pentru că era dintr-un sat vecin. Dar făceam amândoi școală. Și... Mă uitam după autobuz, când pleca ultima oară, plângeam oh, și mă duceam acasă. Și știam că o să o văd la toamnă, dar era prea grea, Așteptare. prea grea așteptarea, prea mare timpul ăsta. Mă, și plângeam, și plân... dar vezi tu... Deci un sentimentalist convins. Dacă îmi spune cineva că nu există dragoste la vârsta aia, pentru mine a existat. Deci și... Și acum mă țin minte, și acum vă... Păi asta e că o țin minte și să vezi cum a fost soarta. Că după ce s-a întâmplat lucrul ăsta, la 10 ani de zile... M-am întâlnit iar cu respectiva domnișoară. Doa, domnișoară, da. Acum poate este doamnă, nu mai știu. M-am întâlnit iar cu respectiva domnișoară și acum a fost invers. S-a îndrăgostit ea de mine într-un hal fără de hal. Deci o chestie, vezi tu, fiecare... Și cum ți -o explici? Mi-o -ă, explic prin popor și prin știință. Și prin Dumnezeu. Una. Prin popor. Ce ție nu-ți place? Nu, cu ce mână dai cu aia primești? Pentru că eu am fost îndrăgostit de ea foarte tare și când am plecat după aceea, ea și-a văzut de lumea ei. Prin știință, legea compensației și prin Dumnezeu, faptul că Dumnezeu nu doarme. Știi cum e vorba? Dumnezeu nu doarme și. Dacă tu ai greșit, atunci ai de plătit. Ai de plătit. Ca să-ți rescumperi păcatele și să nu fii, așa cred, spune Biserica Ortodoxă, ca să nu fii osândit dincolo când trecem din această viață, ca să nu fim osândiți, să ne săvârșim aici greșelile. Și le trecem aici și dincolo va fi mult mai ușor. E, și am avut asemenea iubiri vreo 10 ani. De pe la 14 ani până la vreo 20 Deci ani. tot iubit, iubind, iubind ai trecut în, prin În perioada două luni, într-o lună eram pământ de îndrăgostit. Și după aia eram... Nu, le, pentru că erai un om sensibil, un copil sensibil și adolescent Se, la fel. Exact. Tânăr, crud, îmi dădea minima imediat piatră, după care îi dădea minima imediat cu totul, după care... Piatră. Nu, după care devenea atât de îndrăgostit și gelos în același timp. Nu suportam, era o iubire din aia, știi tu, foc. Ei și după aia îți dai seama că erau și ele aveau părțile lor, eu părțile mele și ne despărțeam. Și urma o suferință. Urma o suferință, doamne, dar ultimile două au fost cele mai drastice. Mi se părea că Orice femeie pe care o vedeam cu spatele pe stradă, mergând, mi se e? părea că ea, mă duceam să o văd, ah, nu era, era dezamăgire completă. Într-una dintre uh, aceste retrăiri, începusem, la una dintre experiențe, am început să scriu, că nu, nu puteam să revin. Nu puteam să revin. Adică și... îți făcuși un jurnal al tău. Cam un jurnal al uh -huh. meu. Tău. Fiecare zi scriam ce mi când mi-a fugit gândul la ea, unde mi s-a părut că am văzut-o. Ce mi s-a părut... Ce... Ca să-ți descarci sufletul exact. în felul ăsta. Exact. În scriam acolo. Și am făcut perioada asta. Vezi tu, psihologia te învață lucrul ăsta. Știința. Dar eu nu știam atunci, că și l-am făcut din instinct. Asta îmi cerea să mă descarc cuiva, să spun. Vezi, și biserica învață. La spovedanie, să te descarci, să spui, să nu știu ce. La fel și la psiholog, confidentul. Da, sincer. spune Daniel, când în copilărie ai aflat că ai fire și talent, suflet de artist? Da, o întrebare foarte bună. Nu eu am aflat, mi-au descoperit ceilalți. Eu eram obișnuit cu mine. Eu îmi dădeam seama de mine. Nu, nu îmi dădeam seama de mine. În schimb, a insistat mult tatăl meu. El a văzut talentul din mine. Și a zis, domnule, s-a dus la, cu, mama, cu mama soacra lui, adică bunica mea. Mai mamă, Daniel are talent. Și uite, seamănă cu mata. Uite, ți-a ți moștenit talentul, uite, are talent, ia, ia ascultă-l. Mai venea câte cineva pe la noi, ia uitați, ascultați-l pe Daniel, dacă nu vă place, ce nu nu-i ce o problemă. Dar ia ascultați-l. Și, și el, insista ca să mă duc la, să fac muzică, știi? Și la un moment dat, eu simțeam, eu mă transfiguram atunci, eram un copil foarte interiorizat opusul la ceea ce sunt acum. Chiar voiam să te întreb de asta, că ai zis că ai avut tot timpul câteva, între ghilimele, blocaje, da. care nu ți-au dat voie să mergi mai departe, pentru că nu erai omul acela căruia îi place să se afirme, chiar dacă într-un mod pozitiv, nu aveai curajul de a merge mai departe. Exact. Și totuși erai adolescent, adică nu vorbim de perioada în care erai un copil mic. Exact. Și cântând, asta în clasele primare, Mie îmi plăcea cel mai mult, și cel mai mult, și cel mai mult cântatul la biserică. Era o lume liniștită, o lume ponderată. Oameni de vârsta a doua trecut de și trecut mare parte de vârsta a doua, vârsta a treia. Și acolo era o liniște care îmi crea mie confort. Pentru că eu fiind un copil timorat, mă temeam de aglomerație și de expansivitate. Mi-era frică. Și atunci aici mă transfigura cu totul biserica. Când intram în biserică, simțeam fiorul din creștetul capului până în vârful degetelor de la picioare, spun sincer. O trăire extraordinară. Și tatăl meu insista cu, mă mai lopă pe la petreceri, nu îmi plăcea, dar la nivelul acesta de spiritualitate, Daniel, ai ajuns pentru că așa ai fost încă de mic copil și te-a tras latura aceasta a credinței, sau ai crescut într-o familie în care obișnuiați să mergeți des la biserică, să țineți post sau să țineți cont de sărbători? Sau poate ți s-a întâmplat un miracol care te-a adus către Dumnezeu? Efectiv, din uh, proprie simțire. Ai mei au fost împotrivă, spun cum o spun, tatăl meu, mama mea. Bunica mea era indiferentă. Du-te, mamă, mă încuraja dacă mă duceam. Dacă nu mă duceam, nu era supărare. Stai, mamă, și odihnește-te că ai fost obosit, să te-ai dus la școală. Cum alegeam eu? Și asta am simțit. Am simțit să mă duc acolo. Acolo era trăirea mea, era așa. Și acum a venit... M-am dus la seminarul teologic. Am avut o vecină foarte bisericoasă care... odată am cântat la biserică și după aia Gata, și e locul tău, ești și am influența cât de cât. E, Dar acum, venind adolescența, exact cum spui tu, au venit schimbările. Eu m-am transformat din omul acela timorat în omul expansiv, exuberant, uh, iubi, Exuberant. Iubitor de uh, adunări, iubitor de... Uh, petreceri, iubitori de, de lucruri de genul ăsta. Și atunci n-a mai fost locul meu acolo. Nu mai era, nu mă mai, nu mai simțeam că fac parte din, că pot face parte din acel, uh, din acel, uh, din acea părticică de oameni care sunt foarte retrași, uh, cu gândul la Dumnezeu, tot timpul uh, reținuți în toate. Nu eu, expansiv, uh, foarte efervescent așa și atunci erai la cumpănă de a alege între care din meserii intrasem deja uh -huh. în seminarul teologic și când am terminat seminarul teologic am ajuns la cumpănă zic domne ce fac eu acum fac muzică că îmi place foarte mult și profesorii mei mă încurajau că eu cântam la sărbătorile școlii cântam la hramuri cântam la în excursii dacă plecam și atunci profesorii mei au fost m-au zice ăsta e drumul tău Pa aici trebuie să te duci tu. Nu la preoție. Noi vedem talentul tău. Și atunci am terminat seminarul teologic și m-am gândit, băi, ce fac? Și ceea ce m-a făcut să merg mai departe la teologie a fost faptul că, băi, am făcut 5 ani de teologie, să o iau de la capăt cu altceva. Eu mă vedeam atunci la 19 ani că parcă aveam 50, o luam de la capăt cu altceva. Dar așa a fost eu, fără niciun sfat, fără nimic, din mintea mea. Și am mers mai departe la teologie, la București. Ei, și aici la teologie, aceeași conjunctură. Colegii, doamne, într-un... Mă chema, cântam prin, prin căminul studențesc. Niște amintiri, căminul era în formă de U, de careu. Eu cântam aici, au cei la spăgeam. Să făceau o seară așa, îți dai seama la teologie. au venit pedagogul peste noi, noi am încuiat ușa. El ciocnea pe afară, el o pe afară să intru, noi ciocăneam până înăuntru. Da, ne a dus la director a doua zi. Domnule, m-am dus la ei să-mi deschide și eu ciocâneau și și <laughs> <laughs> și multe, multe, multe. <laughs> uh, și atunci profesorii mei la rând, preoții unde făceam eu practică în București, toți au văzut talentul meu și m-au îndemnat spre această cale. Mai mult un preot, Constantin Matei, a fost cel care mi-a dat cel mai mare imbold și mi-a zis, uite, Merg la conservator, mergi la facultatea de muzică, că tu pentru a ești făcut. Ai simțit atunci că Dumnezeu îți vorbește prin oameni și că primești poate răspuns la ceea ce da. aveai să fii imparțial în, în decizie? Exact cum am vorbit Dumnezeu și m-a îndemnat să merg la seminar, când știu că tatăl meu și familia mea mă voiau altceva, așa și acum. Am simțit că Dumnezeu e cu mine prin oamenii care îmi. Îmi, mă sfătuiesc și am fost bucuros că este recunoscut talentul meu și atunci am luat această decizie și am pornit cu muzica. La, uite, vezi, după alți 10 ani, la 24 de ani, am plecat cu muzica, atunci m-am și blocat din punct de vedere emoțional și nu m-am mai îndrăgostit de nimeni. Când de des mă îndrăgosteam eu, acum nu mai mă îndrăgosteam de nimeni, absolut. Exact când am terminat teologia, știi? Am ieșit din teologie și mi-am m-am... pe uh, canalizat pe, pe, pe altceva. Pe calea lumească, pe cea muzicală. Și atunci și sufletul meu, vezi tu, nu a... Nu, cred că și din traumele pe care le-am avut, s-a închis efectiv. Păi eu era să mă în teologie, nu mă voia decât preot, respectiva domnișoară. Eu îndrăgostilul lui do de ea, gata, uite, îmi luase gândul de la muzică. A, să vezi ce face o o Dudu e dintr-un băiat sensibil. <laughs> dar nu cred că avea viață, că era foarte sucită, era vavolă, wow, tămbălău, dar eu îndrăgostit. Și atunci, nu domnule, eu, nu, ce concerte, ce spectacole, că îi spuneam, nu, familia noastră liniștită, nu știu ce, și băi, să știi că mă fac preot. Gata. Eu, am preoteat, să uită, nu știu ce. Deci ai fost cumva și ușor influențat, așa. Și nu? cam influențat păi. de ceea ce se spunea în stânga și în dreapta mea. Că ar fi bine cu mine. Adică să dea de gândi și da. să dai momentele tale de singurătate să meditezi. Bravo! Care e decizia pe exact. care exact. o Exact. Dar, la fel, am avut și eu să spun ambiția. Dar care, scuză mă, Daniel, da? care crezi tu, sau cum se manifestă iubirea adevărată? Care e sentimentul acela care ți aduce cea pe care eu o trăiesc acum. Cât nu... de mult contează dragostea, îndrăgostirea, căutarea sau aflarea sufletului pereche în destinul unui, unui artist? În destinul unui artist contează foarte mult. Până eu, până să-mi găsesc sufletul pereche, 8 ani de zile am umblat pe unde vântul m-a portat. Aveam mașina cu bagajul în portbagaj, și plecam pe unde mă apuca noaptea, pe acolo rămânea. Am colindat în stânga și în dreapta, peste tot. Și n-a fost iubirea ei adevărată. Iubirea adevărată am constatat-o când am întâlnit pe domnișoara, logodnica mea cu care sunt acum și de care vreau, îmi doresc și sunt convins că nu o să mă despar niciodată. După 8 ani de burlăcie în care am umblat pe unde m-a purtat vântul și gândul, cu bagajul în por bagajul mașinii și unde m-a pucat noaptea acolo rămâneam. M-am -am întâlnit cu ea, am văzut-o, m-a văzut, am mers la mine acasă și a rămas din clipa aia la mine. A fost dragoste la prima vedere? Dragoste la prima vedere și simțire. Și acum au altfel de dragoste. Nu ca cea de care am povestit eu foc de paie. Văltoare și stingere. Nu. Acum a fost, să zic așa, ca un cărbun încins. Și este ca un cărbun încins. Un cărbun încins care nu te pârlește flacăra respectivă, dar are foarte multă consistență, foarte multă putere, foarte multă... Uh, degajă foarte multă căldură și vreme îndelungată. Dar explicăm puțin, dragoste. sunt tinerii sau oamenii din ziua de azi care cred că trăiesc o poveste de dragoste. Și deseori au se aude că spun sau se exprimă că of, te-ai legat și tu la cap, adică că ai luat decizia să te însori și că ar funcționa această relație, un an, doi, trei, patru, la un moment dat se termină. Acolo nu este vorba de iubire adevărată? Mie nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta până acum. Eu o am... Iubirea între voi și să fie într-un ceas bun, Daniel, este la fel de arzătoare exact. ca la început. Mai arzătoare. Mai și arzătoare. cum ați făcut să întrețineți această flacără Dragă via mea. relației? Vezi, nu pot să-ți explic lucrul ăsta, că nu a trebuit să facem nimic. Este uh, chimie. chimie și eu persoana aleasă să fie jumătatea mea. Un schimb de energie. Crede-mă că nu este compatibilitate, foarte mare compatibilitate, asemănare de uh, Nu de caracter, pentru că la, ca și caracter suntem poli opuși. Eu sunt explozie, ea este pondere. E completare între noi, știi, dar uh, în afară de asta uh, vreau să spun că există o. mai mult decât. este, este o, o, o prietenie, o dragoste prietenească. Eu, o iubești și în același timp ești cel mai bun prieten, cel mai bun confident. Uh, cel mai bun uh, suflet care o poate mângâia la, la o, un lucru rău, cel mai, uh, cel mai aproape de ea, cel mai îndreptățit să se bucure de un moment de fericire din viața ei. Nu a trebuit să facem nimic și nu trebuie să facem nimic, pentru că nu a intrat monotonia între noi. Nu a intrat nicio monotonie. Eu nu am timp mă plictisesc cu muzica. Ea este profesoare de germană. Eu n-am timp să mă... Ia la fel cu copiii, meditații, eu cu muzica, cu alergătură. Și... Când vă întâlniți, vă e drag unul de celălalt. Exact. Foarte mare drag, foarte mare iubire. Spun sincer, simt, m durea, nu mă a dure niciodată. m -a durea foarte mult uh, lipsa ei. Sau uh, uh, îi simt lipsa, dacă mă duc acasă și ai, nu e o seară, nu e două, uh, simt nevoia să mă duc lângă ea. Simt nevoia să fiu, e, pa, Face parte din ființa mea. Da? Nu credeam. Nu credeam că mi se poate întâmpla dacă eu 8 ani am fost lemn. Că să să ciocăm <laughs> și lemn. Și când ți-ai propus să faci pasul cel mare, să te însori? Scumpa mea, spun în primă... Spun lucrul ăsta pentru prima dată de ziua ei de naștere am cerut-o în căsătorie. Pe cât adică? Ieri. <laughs> Pe, da, am înțeles. Și cum ai cerut M-am dus. Am cumpărat un inel care să aibă gramajul cât ziua ei de naștere. Am luat de atâta carate încât să fie aceeași cifră cu ziua ei de naștere, m-am dus, am luat un aranjament în formă de inimioară făcut minunat. Ei nu îi place să, să expună, să fim intimi. E o fire mai retrasă, o fire... Și m-am dus acasă. Ea era la școală. În momentul când vine, pun telefonul să filmeze, și intră pe ușă și o cer. Întâmplarea a făcut ca pe mine să mă sune eveniment să fiu solicitat la Consiliul Județean la Buzău și am găsit altă inovație. I-am scris o poezie. I-am scris o poezie Păi stai puțin, că aici mă, mă pierd eu puțin în detalii. Telefonul a sunat. Când ea urma să apară, și n-ai mai putut filma și ai scris poezia să-i reciți? Nu. I-am scris poezie, printre care ultimile versuri spuneau așa: Și te mai întreb ceva: vrei să fii soția mea? Trei semne mari de întrebare și semnătura. Și de, de sub numele ei, două puncte și răspuns. Să văd care e răspunsul ei. Și eu am plecat. Și atunci ea a ajuns acasă, a găsit masa pusă în centru casei cu toate acestea pe ea și nu șt... credea că e un cadou lăsat pentru ziua ei. Și când a văzut că e inelul de logodnă, m-a sunat imediat, era foarte emoționată și mi-a răspuns la fel cum mi-a spus, prin versuri, și mi-a spus cu da cu litere de tipar cât pagina de mari că vrea Și atunci a fost cea mai mare bucurie mea Și nunta am stabilit-o pentru că de ziua ei am cerut-o în căsătorie Nunta o facem de ziua mea Și o avem pe 1 octombrie 2022 Adică peste un an, un an și puțin da. Să fie într-un ceas bun, casă de piatră și la mulți ani Doamne. Să facem interviu la folclor și peste 20 de ani și atunci să-mi spui la ce nivel a ajuns relația voastră și dacă v-ați mai păstrat aceeași, aceeași, iubire despre care... Cum să nu? Nu, eu o simt. Eu o simt. E o iubire pe care n-am avut-o până acum. E o altă legătură. E o altă legătură temeinică pe care... Uh, legătură pe care o simt cu părinții. Atenție! Știi, te ceri cu un părinte. Da, de-l că e părintele tău. Și că ai o chimie specială cu el. Așa e și cu ea. Aia e o discuție cu toate că nu avem. Nu știu dacă am avut trei discuții. Dar o chimie aparte și dragostea de iubită mă face să... Ce crezi tu că împlinește cel mai mult o femeie? Dragostea. Iubirea pe care îi oferi. Dacă se simte iubită și nu trebuie să te iubești, te iubești nici noapte. Ea simte din felul tău de a te manifesta. De numai dacă o, o atingi, dacă o iei în brațe, ea simte. Îți simte căldura sufletului. Simte că tu ai ceva pentru ea. Și atunci... Dacă ar fi să te întorci în trecut, Daniel, ce regrete ai și ce crezi că ți-ai dorit să faci și nu ai reușit? N-aș mai ține în mine. Aș fi mai expansiv. Spun de perio... Nu expansiv. M-aș exterioriza. Îți spun de perioada aia din... Când era introvertit, adolescent. Introvertit, da. Că din cauza aia Acum mai e bec aici. <laughs> pe cuvântul meu. Eu știu și am văzut fotografiile în care tu erai în general în liceu și aveai păr slavă, domnule. Slavă, domnule. dar știi eu vorbă că părul mai părăsește. Că păi este o vorbă. pe. Păi aute cum m-a încurajat cineva și nu uit cât o-i trăi. Capul bun ori albește, ori chelește. Capul prost rămâne cum a fost. Și mea... Mai sunt și excepții, Daniel. Mai rar. Da. Dar mai sunt. Dar vorbim de generalități. Uh -huh. Ei, și atunci a... dacă eram mai aș fi fost mai extrovertit n-aș fi fost așa îngrijorat să nu deranjez pe să nu-l deranjez pe să fie uh, să fiu un tip temător. Ca asta a fost. Uh, un tip temător. Să nu-l deranjez pe Să nu-l deranjez pe ăla. Și am, le -am, toate au refulat în interior și de la o vârstă fragedă, de la 14 ani a început să-mi cadă părul, efectiv. Fără în familie nimeni cu problema asta, nimeni genetic. De unde aș vedea cum să umbli condulator sau placă de păr cu un păr lung? Adică ți se așează... M-am obișnuit! M-am obișnuit, ăsta care... sunt eu, mă duc oriunde. Da. Aude ce aici! la lampă mică! <laughs> <laughs> Peste dor, Privind din urmă, Daniel, de cine ți este dor? mi dor de un foarte mare dor îl am pentru bunicii mei care au trecut la cele veșnice. La fel, o legătură, o legătură aparte pe care am avut-o cu bunicul meu din partea mamei, în casa căruia am stat zi și noapte până la 14 ani, cu care am dormit, care s-a bucurat de, de cele mai simple lucruri ale mele. Că ieșeam și striga când venea la poartă, și era cu căruța încărcată cu paie și îmi spunea, striga la mine, Daniel, deschide -mi poarta. Când mă duceam fuga, vedeam bucuria din ochii lui, că mă vede cum îi deschid poarta. Vedeam bucuria din ochii lui când, când veneam acasă bucuros, când râdeam, când îi povesteam ceva. Doamne, un suflet în același timp bunicii din partea tatălui, la care nu am crescut, la care mă duceam în vacanță, ca să spun așa, le simt, le simt lipsa. Le simt, tot la fel, acea chimie, vezi tu când e rudă, când ești de sânge, e o chimie specială. Eu așa simt pentru toți ei mei. Mă duceam la ei și simt cum zâmbetul bunicului, privirea lui, toată căldura din sufletul lui, le simt toate și atunci îmi lipsesc mult. I-am visat de foarte multe ori. Și acum, curând, i-am visat. Îi visez cum mă duceam la ei, cum îi găseam pe amândoi felul lor de a fi foarte hmm. mult prietenii mei care nu mai sunt și la care mă duceam uh, uh, ei, ei îmi lipsesc cel mai și cel mai mult Ce amintire ai legate de bunici? Ceea care ți-a aduce o lacrimă în colțul ochiului de fiecare dată când o rememorezi Uite, mi-aduc aminte de bunicul meu mă refer la cei trecuți dincolo, pentru că uh, bunica mea este în viață și îi mulțumesc lui Dumnezeu că o ține sănătoasă, este în putere și nu pot să-i rog decât de sănătate și de tot ce e mai bun. Și de ea mi amintesc când eram la... de început să mie să-mi cadă părul și nu-mi dădea voie să merg acasă de la seminarul teologic, a fost un mare dor și am, am simțit-o cu, cu acel moment, mi-aduc aminte de ea cum intra pe poartă, cum am venit la mine să mă viziteze și când mă uitam de la etaj și mi s-a luminat sufletul efectiv și mi-aduc aminte când după șase săptămâni, când nu mă lăsase acasă, când am ajuns, mă îmbolnăvisem efectiv și când am luat pe bunicul meu în brațe și el pe mine, tatăl meu a zis, mă, Daniel, asta era mă boala ta. Ți-ai revenit, Ți revenit complet. Ți-ai revenit complet. Și nu pot să uit, nu pot să... Nu știu, să mă zece ori, nu pot să uit lucrul ăsta. Nu pot să le uit, sensibilitatea asta. Cu mama sau cu tatăl tău ai avut o relație mai apropiată și v-ați povestit așa ca priet de la prieten la prieten? Sunt două etape ale vieții. Cu mama mea am avut o relație foarte apropiată, copilăria, adolescența, iar începând din prima tinerețe, după 20 de ani, am, pentru că sunt bărbat, m-am mărit și nu mai puteam să discut cu mama ce puteam să discut cu tatăl meu. Și atunci a devenit tatăl meu, cel mai bun prieten al meu, dar mama e în același loc, al sufletului unde nu, nu poate înlocui nimeni, e mama. Zici mama, zici sfințenie pentru tine, icoană sfântă pe pământ, zici zici dumnezeire, zici sensibilitatea într-o chipapătă, zici mama. Ce moștenești de la mama ta? Ce trăsături crezi că ai dobândit? Rușine. mi rușine, uite, mi rușine să să insist la un om să rog de două ori să-mi facă ceva. mi rușine. Și de la tatăl tău? De la tatăl meu am moștenit să zic cum să o numesc eu, Doamne, Dragostea asta de a face ceva, știi? Ambiția. Ambiția de a face ceva și a nu sta pe loc și a te duce încolo, a te duce încolo, a te duce încolo. Și el a fost un om care are, a avut 10 meserii și le-a făcut pe toate. Le-a făcut pe toate. Dacă n-a mers aia, s-a băgat în aia. Dacă n-a mers aia, s-a băgat în aia. nu s-a plafonat. Niciodată, niciodată nu s-a plafonat. E, și uh, uh, nici eu nu mă, nu mă mulțumesc cu ce dă Dumnezeu. Lasă ce o fi. Nu. Să, zbat, să, să să mă să, mă duc Dumnezeu. încolo, să mă duc încolo, să fac, să fac piese, taraful, alte idei, alte... Uh, asta am moștenit-o de la el cu siguranță. El, el este așa. Fără ce n-ai putea trăi pe această lume? Viața e o luptă pe care oricât de grea ar fi, noi trebuie să o ducem mai departe. Care a fost cel mai greu episod din viața ta, Daniel? Cel mai greu episod din viața mea a fost în momentul când părinții mei nu mai puteau să ne țină în facultate, se descurcau din agricultură, noi în Bărăgan au fost vreo 3-4 ani de secetă, unul după altul, și au plecat în străinătate. Și am rămas singur, eu, am intrat și am lucrat om de curte la un bogătaș de aici, din București. Și ăsta mă trata cu un foarte mare dispreț. Îmi spunea tot timpul, ești numai o slugă, îmi spunea tot timpul, băi, numai cuvinte amenințătoare, mă lovea, mă, mă, mă maltrata, mă. Deci toate, 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 toate. Acela a fost cel mai greu moment din viața mea și eu am stat acolo pentru că, știau că știam că părinții mei au plecat de sărăcie, nu puteau să ne mai țină, eram și eu și sora mea în facultate. Și am plecat de sărăcie și atunci a, a au plecat de sărăcie și nu îmi să le spun că nu sunt bine. Și luptam, luptam că zic, băi, ce să le spun că nu sunt bine și îi să-mi spună să mă mut, să-mi trimită bani. Păi de unde bani? Că ei munce săraci ca să aibă. Mă gândeam în sinea mea. Cât timp ai stat la Am acest stat un an, domn? un an am rezistat. Una n-am rezistat și după una... An... Dar nu s-a influențat negativ perioada din viața ta ulterioară cu atâtea umilințe ba pe da, care ți le aducea? am făcut psihoterapie. Am făcut psihoterapie. Da, am trecut prin printr-o umilință, dacă mergeam de exemplu. Când eram numai eu cu el, nu era nicio problemă. Dacă veneau alți oameni în jur, era nenorociri, atunci mă umileam în fața lor ca să, să arate că el este șef. Și mă făcea dar te mulțumea de mult partea financiară nici de te mor, ambiționa să păi stai? Păi nici aia nu era. Și N de ce totuși nu ai plecat? Nu îmi oferea, îmi oferea uh, cazare. Îmi oferea cazare și masă. Și partea financiară ce să zic? Traiul de zi cu zi. Nu știu, cum am zice acum la o, o medie 1000 de lei pe lună. A aflat părinții tăi despre da. această poveste? Nu am mai putut. Când au venit în apăința? Nu, nu, nu. Erau acolo și n-am mai putut să mai rezist. Și le-am spus și atunci imediat tatăl meu a spus pleacă imediat de acolo. Pleacă imediat de acolo că nu e... Nu, nu, nu vreau să mai aud așa ceva. Nu am știut. Nu vreau. Nu, nu mai împovesti că nu pot să, să rab și să aud așa ceva. Și am plecat imediat de acolo. Până în momentul în care te-ai decis să pleci, ți-a cerut vreodată scuze sau și a manifestat părerea de rău pentru comportamentul pe care l-a făcut? Niciodată, niciodată, Ce scuze? Ce am zis, ieșise pe mine tot felul de iritații, bube, tot felul de sistemul nervos, m-a copleșise total. Crezi că se întoarce binele făcut pe lumea aceasta? Sută în sută în La fel și răul? Și răul, pentru că și aia e o lecție. Eu nu suport să tratez pe cineva așa, vezi tu? Poate, mă gândesc. Poate Dumnezeu, dacă nu de dădea lucrul ăla, poate cine știe ce apucături aveam? Mă gândesc. Dar mi-a dat lucrul ăla spre învățare. Uite cum e. Și nu suport când văd că să, să poartă câte unul cu superioritate și consideră oamenii mai jos decât el, îmi, îmi detest, detest și nu stau. De, chiar știi câți bani poate să-mi dea la, la, un eveniment? Cât lumea. Dacă văd că are stilul ăsta, nu numai cu mine, cu cei ai lui. Eu nu mai calc acolo. Nu mai calc. Mi s-a imprimat mental. Nu mai calc acolo. N-ai mai fi dispus să faci un compromis pentru am, nu există. o satisfacție. Cu de oricine. Nu deranjez și n-am deranjat pe nimeni în viața mea. Am salutat și pe prost și pe deștept. Am, am luat parte la, la, la bucuriile și prostului și deșteptului și bogatului și săracului și tuturor oamenilor. Dar răspund cu mâna pe suflet. Nu accept ca cineva să aibă atitudine de superioritate, de slugărnicie față de un apropiat al său. Om. Orice ar fi categoria umană. Ăla că e nu știu ce, ăla că e nu știu ce. Te apelezi cu apel apelativul de care tu, pe care îl meriți. Ai niște studii, ai muncit în viață. Domnule, fără nicio problemă. Dar nu ajungem la... la... Peste ce nu poți trece sau nu poți... Peste ierta? lucrul ăsta. Peste lucrul ăsta nu pot să trec. Ai fost dezamăgit? Nu. Pentru că așteptări nu mai am mai, când se întâmplă câte ceva, a, bine ai zis, ai fost, ai, da, în trecut am fost. Am crezut, am crezut în fel de fel de oameni și am avut uh, impresia că cu ei pot străbate lumea asta în lung și lat. Dar din păcate nu a fost așa și am fost dezamăgit la momentul respectiv. Dar în momentul de față nu mai am așteptări. Totul este așa cum vrea divinitatea și cum Consimțim noi să facem și oamenii, cum consideră ei, așa fac, dezamăgit nu mai sunt, le iau ca atare și merg mai departe. Când te-ai întâlnit cu muzica lăutarilor de altă dată și în ce context ai simțit că acesta e drumul, calea ta? Prima oară m-am întâlnit cu această muzică până să dau la seminar. 10 ani, 8 ani, în clasele primare. Tatăl meu, mare iubitor de genul de astfel de muzici, aducea lăutar la noi acasă. Și am luat contact cu muzica lor. S-a implementat în mine, dar n-am simțit. Eu am mers la seminarul teologic. Și mai departe, când am văzut că alta e firea mea, am văzut că asta e muzica ce mă, mă pătrunde pe mine în. în direct în inima, direct în centrul sufletului. Direct în in... In... muzica ce mă mișcă cu toată ființa mea. Și simțind acest lucru, am hotărât să înființez taraful Târgoveții de Odinioară. Format numai din muzicanți uh, cu experiență, oameni care au apucat alte vremuri, vremuri cu care eu rezonez. Și cunoștințe muzicale de. Exact, cu cunoștințe muzicale. Și ei au fost o mare, mi-au mi insuflat că eram, nu aveam încredere în ceea ce fac. Ei mi-au mi insuflat încredere. Alături de ei simțeam că pot să străbat planeta de la un cap al, la celălalt. Atunci când i-am avut prima oară lângă mine, am simțit că renasc. Și în momentul de față e același sentiment Singur nu sunt eu Ai păstrat ideea de echipă și nu un solist și ceilalți membri ai, ai tarafului Exact, pentru că am simțit că locul meu, e de a, menirea mea este de a forma o echipă Și acolo mă regăsesc eu Singur, merg și singur, dar nu sunt eu complet E o parte din mine Complet sunt când sunt alături de târgoveții mei Cât de posibil îți pare întoarcerea la adevăratele valori? este un ideal și posibil. Dar consider că ar trebui să conștientizăm mai mult că ființa noastră se trage din românism, că noi suntem pe aceste meleaguri de mii de ani și că aici este rădăcina noastră în folclor, găsim valorile noastre și morale, în folclorul curat vorbesc, și morale, și tradiționale, și patriotice, în folclor le găsim pe toate. Și dacă am conștientizat mai mult să iubim această nație care ne-a adus, din care noi facem parte, cum alții și le iubesc pe ale lor, atunci aș crede posibilă reîntoarcerea la, la la, la, tradiție și la obârșie. Dacă nu conștientizăm acest lucru prin familie, prin școală, prin media, mai ales prin media, dacă nu conștientizăm lucrul acesta, e foarte greu. Se rezumă doar și uh, rămâne numai un ideal. Care crezi că este calitatea cea mai mare a unui om sau a unui prieten? Și dacă mai crezi în prietenie cu adevărat? Da, cred în prietenie cu adevărat și calitatea calitatea pe care eu o apreciez din toată inima mea și pe care o cred uh, indispensabilă într-o prietenie este devotamentul. Devotat pentru această pentru acest sentiment de prietenie, devotat pentru persoana în cauză devotat pentru că îl simți ca fiind aproapele tău parte din tine, parte din sufletul tău, parte din ceea ce reprezinști tu. Și atunci ești devotat pentru acel lucru, devotamentul. Există prietenie în lumea artistică? Da? Există prietenie în lumea artistică pentru că așa cum în lumea largă sunt oameni și oameni, în lumea artistică sunt oameni și oameni. Iar cei care sunt oameni acum cu O mare pot fi și prieteni. Cei care sunt oameni cu O mic rămân la statutul de oameni mici. Oameni Așa cum ai zis, că nu-ți plac oamenii care privesc de sus, care aderă la umilințe și jigniri, prefer să fie omul tratat de la egal la egal. Până la urmă, Dumnezeu nu face diferențe între noi, chiar dacă suntem unii buni și alții mai răi. Exact, exact. Când ai plâns ultima dată și de ce? <laughs> ultima dată mm. când am aflat că un bun prieten de-al meu și instrumentist în taraful Târgoveții de Odinioară are cancer. Cancer într-o stare avansată. A fost zilele trecute în operație. Mă rog pentru sănătatea lui. Am fost cu el la l-a spovedit, l-a împărtășit, am ținut să, să facă lucrul acesta și el a ținut și a dorit din toată inima și el m-a sunat, eu doar i-am propus și am zis, las la atitudinea ta dacă îți dorești acest lucru, el m-a sunat și a zis, haide Daniel și nu mă, mă rog de sănătatea lui. E un băiat tânăr și chiar merită să ducă mai departe toate valorile lui, căci are multe de spus în această viață economia lui Dumnezeu nu o știu nici îngerii. Noi nu avem cum să știm ce va fi. Dar noi suntem, eu mă simt dator să mă rog pentru el și să exact cum el mi-a spus la telefon. Zic, haide că fiind mai mare ca mine, i-am zis tată. Zic, hai tată că poate o să fie Dumnezeu cu mata. Du-te cu inima deschisă la operație. Și el a zis, oricum Daniele, Dumnezeu este cu noi chiar dacă reușește, chiar dacă nu reușește. Dumnezeu este cu noi pentru că în marea lui grijă nu știm noi de ce se întâmplă lucrul ăsta, dar toate sunt aranjate de un mare guvernator. Care este omul sau fapta care ți-au schimbat viața? Au fost mai multe ipostaze când mi a schimbat viața. De exemplu, când am trecut de la muzică, când am trecut de la teologie la muzică. Atunci cel mai important om din viața mea care m-a m a îndemnat să fac acest lucru a fost iubita mea de atunci. Ce era ce cânta și ea și preotul la care eu cântam la strană la biserică au fost cele două persoane care mi-au schimbat atunci viața și m-au așa apoi. Iubita mea actuală cea care mi-a schimbat viața după 8 ani de burlăcie uh, zadarnică, să-i spun așa, că nu m-am ales cu nimic după ea. Și te-a făcut să privești viața altfel -so să știi care prioritățile. Sigur că da. Sigur că da. Ce îți mai dorești, Daniel? Sănătate. Dacă eu am sănătate, restul la mine e treabă de organizare. Crezi în destin? Hmm, cred cred în destin, cred în mirul de care spuneam că spun lăutarii. Dacă ești născut cu cruce în frunte, iubit de Dumnezeu, cred că El ți-a pregătit ceva în viața asta pe care tu nu poți să știi de ce sau cum sau în ce fel, dar e pregătit de Dumnezeu. Îți mulțumesc, Daniel. Cu multă dragoste. Până data viitoare, dragii mei, să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!